găsit! Sunt Valentina Moisei și vă prezint știrile publica.md. Mai multe persoane au fost amendate pentru că ar fi întârziat să achite impozitele funciar și cel pe bunuri imobiliare pentru anul 2015. Asta chiar dacă Inspectoratul Fiscal a prelungit până astăzi efectuarea acestor plăți. Un telespectator Publica TV a trimis pe adresa redacției imagini cu bonul în care este indicată penalizarea pentru neachitarea impozitului imobiliar. Un moldovean în vârstă de 20 de ani a murit în urma unui accident care s-a produs sâmbătă în Italia. Alți trei tineri care se aflau în mașină au fost transportați la spitalul din Bologna. Presa italiană scrie că grupul se deplasa spre mare. Potrivit primelor informații, șoferul ar fi adormit în timp ce conducea automobilul. Ajunse la fața locului, forțele de ordine italiene au constatat că niciunul dintre pasageri nu avea cuplată centura de siguranță. Încă o clădire istorică a fost reparată după ureche. Este vorba despre un edificiu situat pe strada Nicolae Iorga din capitală. În loc de ferestrele din lemn clasice, administrația a instalat ferestre termopan, lucrări interzise în cazul unui monument arhitectural. Ultima zi a focoaselor braziliene care au călcat pe tărâmurile moldovenești a fost încărcată de evenimente. Tinerele au ținut cu tot din adinsul să viziteze un centru comunitar din capitală, după care au gustat din bucatele tradiționale și au aflat mai multe despre istoria acestui pământ. Cele 6 participante la concursul Miss Brazilia 2015 au stat în Moldova 4 zile. Pe publica.md găsiți toate momentele importante de la vizita lor. Cel puțin 80 de oameni au murit, iar peste 200 au fost răniți în Siria, după ce aviația guvernamentală a bombardat o piață aglomerată din apropiere de capitala Damasc. Atacul s-a produs în contextul luptelor împotriva rebelilor din gruparea Armata Islamului. Legendara trupă rock Pink Floyd și-a încetat în mod oficial existența. Anunțul a fost făcut de către chitaristul formației David Gilmour într-un interviu recent. Printre cele mai cunoscute piese ale acesteia se numără The Wall și Wish You Were Here. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem mâine dimineață.